ce-ai zice tu? Dacă la adunarea din iarnă l-ar alege oamenii pe Pompei ca președinte, că bărbații ăștia sproși ca noaptea. Iezu, dacă ar fi făcută lumea după mintea lor, tot nu scăpa fără 10 ani. 10? Nu zici mai mult. Dacă nu cumva mușcă-ți limba, Doamne, iartă-mă. Ce vrei să faci, nemernico? Vino încoace! Vino aici! Hai așa! Oameni buni! Omegheți! Aripani în strân! De aceea nu mai ai somn, dragul meu bărbat. Apă dacă e așa, scot eu diavolul din tine, lasă, nu mă lasă! Draga Olteanu Matei, născută pe 24 octombrie 1933 în București, România, decedată pe 18 noiembrie 2020 la Iași, România, a fost o apreciată actriță de comedie, ce a jucat pe scena Teatrului Național București, în numeroase filme și la televiziune. Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei a avut un palmares foarte bogat. A jucat în 90 de filme, în peste 50 de piese de teatru și 100 de roluri în televiziune. S-a născut în anul 1933, în București, fiind fiică de ofițer. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale în 1956, iar în luna septembrie a aceluiași an a debutat în piesa Ziariștii. De-a lungul carierei sale, a jucat în diferite piese de teatru. Oana Chirița, de Alexandri, pentru care a scris și un scenariu de film în două serii, Oana Chirița, făcut în 1986, și Chirița la Iași, în 1987. Gaițele, Căruța cu Paiec Hagi Tudose, Domnișoara Anastasia, Pisica în noaptea de anul nou, Autorul e în sală, etc. Soro, ia încață mă leacă cu coada ochiului. Stai. Mama-i subție vă leacă. Oho, dar nu prea se vede. Oh, ce-ți vine, coană mare? Dar celelalte care le-am făcut la mine acasă? Cine m-a ajutat? Eu n-am participat la ele. Te-a ajutat cine m-a ajutat? Nu, ce crezi că am să tac? Eu n-am participat. Mă crezi fraieră? Sau ești măritată? Nu, n-am spus că sunt măritată, dar... Vezi, lasă, dragă, nu m-a învățat tu pe mine. Că-s trecută prin jur și prin dermon. A făcut o carieră plină de succes și în televiziune, unde a avut apariții memorabile în programele de varietăți și de revelion. A făcut un cuplu memorabil cu regretatul Amza Pelea, jucând-o pe Veta, soția lui Neamărin, în numeroase show-uri TV și în filmul artistic Neamărin Miliardar. După pensionarea sa din Teatrul Național, în 2007, s-a retras la Piatra Neamț, unde a înființat compania teatrală Teatrul Vostru. Actrița Draga Olteanu Matei a fost decorată la 30 mai 2002 cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, alături de alți actori, citat pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. Să dai din cele 10 fuste 9 jos, când e la tine. Gândești că ești magazia lui Toderaș, că... Și să te duci la județ și de 4 zile muncă să cumperi parfum. Să nu spui mamă că ne-am nenorocit. Toate trei, că ești major și o să spună că ești ușai tăcut. Nu, tanti? Da, Irina, mamă. Basilico! Adune că vine limuzina! Dar nu mi-a dus și mie o bucățică de caș. Basilico, ne auzi? Auzi! Hai, mă, că vă cheamă tăc. În data de 23 octombrie 2014, într-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia, a primit, din partea Casei Regale a României, decorația Ordinul Coroana României, în grad de ofițer, cu ocazia celei de a 93-a aniversări a regelui Mihai I al României, decorație înmânată de principesa moștenitoare, Margareta a României. După eveniment, a urmat un dineu, care a avut loc în sufrageria de stat a Castelului Peleș. Printre personalitățile care au mai fost decorate, s-au aflat Tamara Buciuceanu și Stelian Tănase, președintele director general al televiziunii române, care au primit
Ordinul Coroana României, în grad de ofițer, dar și interpretele de muzică populară, Sofia Vicovianca și Maria Ciobanu, cărora le-au fost înmânate însemnele, Ordinul Coroana României, în grad de cavaler. A decedat pe 18 noiembrie 2020, ca urmare a unei hemoragii digestive superioare, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sfântul Spiridonu din Iași, la vârsta de 87 de ani. Își doarme somnul de veci, în cimitirul Eternitatea, din Piatra Neamț, alături de soțul ei, doctorul Ion Matei. Eu care am ajutat-o pe mumă ta să te nască, mințesc? Și tu, Iosife, vrei să mă înveți pe mine? Că atunci ești cam prost. Aoleu, plezile ar cauciucurile să le plezesc. N-ajunge ei la destinație. Unde duci, mă? Onele! Florico! Vă, bombonele, napalioane, haideți, mă, la tacto! Și să ne ținem gura, fetelor, că despre mine mă jur pe copilul, nu frate meu. Că mă știi că țin la el, că n-am să suflu o vorbă, chiar dacă m-ar forța. Ți-am pus aici slănină. Ceapă are vitamine. Crânați, ține de saț. Țuică face mintea limpede. Domnule, e o confuzie. Vă rog să mă lăsați în pace, deoarece e miliția. Nu se cade să acostezi așa o femeie de talia mea în plină stradă. Iai, când eram ca tine, am fost la un bal. M-a poftit inspectorul cu agricultura. Alergam pe lângă el. Gândești că eram un fulg.